Salutare tuturor și pam pam pam! Bine v-am regăsit la un nou joc de pe acest canal care se numește Firewatch. Acesta este un joc misterios cu o poveste interesantă unde noi o să ne ducem într-o pădure, o să ne urcăm într-un turn și treaba noastră este să ne uităm dacă vedem foc prin pădure. Un fel de pompier, dar noi nu stingem focul, noi trebuie să-l observăm. Tu o vezi pe Julia. What? Cine este Julia? Ok, cred că o să fie o poveste interesantă și repet, jocul acesta este misterios. Deci noi facem cunoștință cu Julia, are vreo 20 de ani și ne apropiem de ea. Cred că ne place de o fată pe nume Julia. Îi zicem că este drăguță și ea ne-a cam ignorat. Auci, asta e dureros. Ok, deci, jocul acesta este lung și episodul acesta cred că o să fie lung, așa că puneți-vă pe spate, relaxați-vă, apăsați pe butonul de like și acum să vedem despre ce este vorba, pentru că trebuie să fie un joculeț interesant. Ok, ne luăm geanta. Bun, cred că ne ducem noi acum la lucru, că v-am zis, locul nostru de muncă este să observăm dacă vedem foc prin pădure. Da, cred că mașina asta este a mea, da? Da, mă, da, e mașina mea, bun. Ne punem acolo geanta în spate, sper să nu pice. Ne urcăm la mașină și pornim la drum. Stai, aici ne scrie că ne-am mutat cu Julia? Oh, stai un pic, deci până la urmă este iubita noastră? Ok, ne-am mutat împreună cu ea și suntem împreună deja de peste un an și zice că Julia vrea un câine. Ok, se pare că am luat un câine și câinele se numește Mayhem. Ok, Mayhem este noul nostru prieten. Deci Julia este iubita noastră și Mayhem este câinele nostru. Ok, și acum vorbim despre copii. Ei bine, se pare că îi zicem că nu vrem momentan copii și că o să ne facem un copil mai târziu în viitor. Peste 6 luni ne-am căsătorit. Mamă, ok, ok, ne-am căsătorit cu Julia. Dar unde este Julia? Cred că noi vorbim acum de trecutul nostru și s-a întâmplat ceva. Păi urmează să aflăm doar jucându-ne jocul ăsta și doar uitați-vă ce mișto arată, vai de capul meu. Bun, am ajuns în pădure, să vedem ce avem aici. Aici avem o hartă, ok. Urși pe aici, să nu folosim artificii, bine, bine, bine. Deci chiar sunt foarte curios să vedem încotro se duce povestea. Eu tind să cred că s-a întâmplat ceva cu iubita noastră și acum jocul a început, doar ne povestește să ne amintim de ea. Bă, ce se întunecă așa? Aoleo, what? Marți seara, Julia, adică iubita noastră, mai bine zis soția noastră deja în joc, deja de 4 ore întârzie. Ok, ok, și vine acasă târziu, ne enervăm sau o ignorăm? Ba, hai să zicem că o ignorăm, adică nu ne enervăm pe ea. Zice că n-am vorbit toată seara, ok, 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 cred că s-a întâmplat ceva ciudat cu Julia de o întârziat atâta vreme. Ok, 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 deci este o poveste dubioasă, trebuie să vă zic. Se pare că se face seară. Soarele apune sau răsare, cred că apune. Bun, noi ne ducem și aparent ne-am certat cu iubita noastră. Ceva s-a întâmplat, ceva e la mijloc. Dar repet, jocul ăsta o să ne zică mai multe mai târziu. Ce avem aici? Two Fork Fire Lookout. Opa, Fire Lookout, acolo vom sta noi în ceva turn. Ia să sărim noi peste ăsta. Așa, perfect. Mamă, ce fain este priveliștea. Ok, ok. Zice aici că vara eu și Julia ieșeam cu Mayhem, adică câinele nostru. Cineva ne-a speriat câinele. Ce facem? Îl batem sau îl spirem înapoi? Bătaie, frate! Pom, pom! Ok, bătaia nu este o rezolvare, dar am dat aici pe bătaie de curiozitate. Bun. Să vedem ce se întâmplă acum. 1984. Avem planuri să facem copii. Ok, ok, ok. Se pare că la 41 de ani Julia are niște probleme de sănătate și nu prea cred că o să poate să aibă copil. Mă, ce se întâmplă aici? Ok, deci avem aici un jurnal. Noi cred că citeam tot timpul astea din jurnal. What? Ok, acolo e un desen dubios, fraților. Ok, păi, câinele nostru devine mai bătrân, deci au trecut mulți ani de atunci. Ok, deci Julia, iubita noastră, deja are mulți ani aparent și s-a întâmplat ceva nasol cu ea, adică e destul de bolnavă. Mă, despre cine este vorba în povestea asta? Că nu suntem noi caracterul ăsta pe care îl jucăm acum. Pentru că povestea asta se întâmplă în foarte mulți ani, ce ne zice aici jocul. Bun, stai, unde trebuie să mă duc? Mă duc pe aici. A venit de acolo, da, 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 cred că da, pe aici. Ok, e o poveste dubioasă, n-am să vă mint. Bă, dar uitați-vă la pădurea asta, ce minunată, îmi place foarte mult cum arată jocul ăsta. În schimb, unde e zona aia în care trebuie să stăm? Hopa, stați să nu pic aici. Încet, încet, să nu pic. Te rog, nu pica. Mulțumesc. Wow! Salut! Hei! Ce faci? Mamă, ce s-o dus! Bă, ce tare, găsim și animale, bă, asta e mișto! Oh, ne scrie că câinele nostru a murit și Julia nu-și mai amintește de câine. Deci da, Julia, soția noastră sau iubita noastră, cum i-am zis în jocul ăsta, a trecut prin multe chestii aparent.
Și acum ne-am luat un loc de muncă. Deci până la urmă, eu în momentul de față sunt foarte confuz. Nu înțeleg dacă în momentul de față suntem caracterul ăsta, bărbatul din poveste sau ce se întâmplă. Ok. Deci aici o să ne petrecem noi marea parte din joc în turnul ăsta și o să ne uităm după foc. Ăsta este jobul nostru, locul nostru de muncă. Ok, este un turn destul de mare. Haideți să urcăm să vedem ce putem vedea. Pentru că dacă vedem cumva un foc pe undeva, trebuie să anunțăm autoritățile să vină pompierii să ne stingă focul. Și să vedem ce mistere se vor întâmpla. Deci mai pe scurt, am rămas fără câinele Mayhem, am rămas și fără Julia. Sau e foarte bolnavă Julia, una din două. Ia uitați-vă la priveliștea asta, vai ce mișto. Bun, noi aici nu într-o să stăm. Vreau să vă zic că nu este un joc horror din ce știu eu, este doar un joc misterios cu poveste misterioasă. Trebuie în momentul de față să aprindem curentul, poate de aici? Era prea ușor dacă aprindeam de acolo, nu? Ok, păi ce dacă ne trebuie curent și curentul cred că o să fie undeva în spate, așa că... Mamă, suntem foarte sus, imaginați-vă cum se simte aici vântul. Sigur, foarte tare. Bun, haideți să văd acum unde pot să aprind curentul, dar nu pot pe aici afară. Butelie? Mă, ce se întâmplă aici? Ok, aparent nu de aici aprind curentul, trebuie de dinăuntru de undeva. Ok, frate, am intrat înăuntru, uite de aici. Ha? Merge? Oh, avem lumină, bă, ce tare. Ha? Bună? Stați că vorbim la radio. Salut. Cine ești? Ia să vedem ce ne zice. Ha? Hold left shift to activate. Ia. Ok, vorbim înapoi. Hello? Cum? Hello? Whoever this is? Hello, cu cine vorbesc? Este Henry, nu? Deci pe noi ne cheamă Henry în joc. Henry. Ok. Despre ce ne vorbește tipa asta? Ce-i greșit cu tine? Scuză-mă? De ce ai luat locul ăsta de muncă? Ok, o întrebăm de ce ne întreabă chestii genul. Adică, de face nebuni? Ok, nu știu cine este persoana asta cu care vorbim la telefon, însă putem să-i zicem... Zice că nu știe nimica despre noi, dar poate ne plac foarte mult copacii, de asta am venit la locul ăsta de muncă. Ok. Se întâmplă prea multe chestii. Deci, prima noapte în noul loc de muncă al nostru. Repet, tipa aceea ne vorbește niște chestii dubioase acolo. Ok. Bună dimineața. De fapt, bună după masa. Hai să luăm ăsta. Cine vorbește tipa asta? Trebuie să lucrăm. Ok, zice să o sunăm când suntem pregătiți. Bă, stai să-mi iau geanta sau nu-mi trebuie geanta? Ce mai avem pe aici? Oh, ce-i asta? Bă, ce mișto! What? A, uitați-mă, pot uita așa la el! Așa-i fac, frate! Hai de capul meu! Ok, hai să-l punem la loc! Du-te acolo! Bă, nu-l arunca, pune-l frumos! Ok, hai să-i zicem că am adormit! Îmi pare rău, am adormit! Trebuie să te relaxezi! What? Am dormit 14 ore! Ăla-i foarte mult! Ok... Ia avem aici o hartă! Cine vorbește? Nu știu cine vorbește, zice că am obosit pentru că am venit până aici și mult de făcut drum și de-astea. Bun, acum trebuie să uităm la harta asta, să vedem ce face harta asta. Ia, am văzut harta. Da, văd harta. What? Aici găsim, dacă, adică pe harta asta putem vedea dacă o să fie foc aparent. Și acum o să ne învețe cum îl folosim. Nu știu cum se folosește, trebuie să învățăm împreună. Ok, îmi zice să mă uit pe geam. Cum adică? Se întâmplă ceva? Oh, ce acolo în cer? Vedeți, a fost ceva în cer. Mă, ce se întâmplă? Stai un pic, stai că am scos, stai, lasă-mă să ies afară. Nu pot să ies afară. Mai bine, vedem ceva acolo. Ia. Oh, cineva dă cu... Taci, mă, cineva dă cu artificii. Zicem că nu este legal. Trebuie să mergem acolo acum și să-i oprim să nu mai dea cu artificii. Bă, cine dă cu artificii în pădurea mea? Ok. Să vedem ce putem lua cu noi pe drum, pentru că avem de făcut drum. Luăm de asta ca să-l bem, hai că bem ăla, că cu ăla spălăm vasele. Bă, hei, cine dă cu artificii, mă? Ok, ce pot să iau de aici? Am nevoie de ceva? Real vorbind, nu cred, doar de geantă. Nici geanta nu trebuie. Ba da, mi-am luat geanta, ok. Na bun. Hai să mergem acolo. Uită-te la ei, mă, ce nesimțiți sunt. Da, ăștia cu artificii în pădure, bă, dar nu-i voie. Ok,
Trebuie să mergem acolo și să le zicem să nu mai facă așa ceva niciodată. Avem ceva cod, 1234. Ok, nu știu la ce trebuie codul 1234. Uite, pot să intru aici. Văd aici ceva. Cisternă. Cisternă de apă? Pentru ce oare? Primim apă de aici? Da, cred că de aici avem apă. Bă, dar e rupt. E rupt. Ok, poate trebuie să repar mai târziu. Stați că am făcut ceva. Bă, curge apa. Apa e bine. Na bun. Haideți să mergem să vedem că cu ce avem de-a face. Pentru că încolo se dau artificii și nouă asta nu ne place. Ia. Vai de capul lor. Ok. Stați că mă duc eu acolo foarte rapid. Nu cred că pe aici. Pe aici pare totul cam îmburdat. Cred că pe aici. Da, mă, da. Uite, mă, mai dau așa cu artificiile. Unde sunt artificiile alea? Doamne, ce oameni. Vin aici să sperie animalele și tot. Poate să iei foc pădurea. Poate să fie foarte periculos asta. Să nu faceți așa ceva, da? Doamne, mă duc eu acum la ei. Stați așa că le dau câte o palmă. Po, po, așa facem. Ok. Pot să vorbesc cu tipa asta? Nu pot vorbi. În fine, atunci se pare că trebuie să ne ducem așa. Uitați-vă la noi ce stăm așa cu pumnii, frate. Suntem gata de bătaie. Pentru că cineva dă cu artificii. Uite un drum interesant pe acolo. Da, cred că pe aici trebuie să mă duc. Hai să urmărim drumul ăsta. Așa. Se face undeva seară. Tipa de la radio mi-a zis că am vorbit, adică am dormit 14 ore. Ceea ce e destul de mult. Ok. Unde e ăsta? Ia, mai vede cineva? Că îi mai auzeam. Gen, ia. Unde este? Îl aud, dar nu-l văd. Uite, acolo. Ok, bun. Aici acum cobor. Mamă, țineți-vă bine. Picăm. Au. Mamă, piciorușele mele. Bun, trebuie să ne ducem în partea asta, nu? Că partea asta se dă. Ia, pot să mă duc pe aici? Nu prea pot pe aici. Aici merge să mă întorc sau să cobor pe aici? Da, mă, da, pe aici este drumul, sau? Nu pe aici. Cred că am găsit eu alt drum. Ia. Ok, încoace. Păi... Încoace? Nu încolo. Încoace în jos pe undeva. Și că cu râ pot să fug. Ok, gata, bă, am mărit pasul. Așa, da, mă, da. Uite, niște tufe. Haideți să vedem că ne apropiem deja. Ne apropiem deja. Ia, i-ați auzit? Boi! Anul nou fericit aici. Aia se întâmplă. Numai este cam ilegal să fac așa ceva fără să ne întrebe. Hopa. Ok. Mă apropiu acum de voi. Stați așa. Stați așa. What? Unde am venit? Oh my god. Pot să cobor aici? Nu pot să cobor, este foarte periculos. Avem nevoie de o chestie. Eu n-am chestia asta de aici cu care aș putea coborâ. Ia! Hai de capul meu, și eu cum ajung la ei? Pot să vorbesc cu asta. Ia. Le zicem că nu prea putem coborâ. Cum coborâm jos? Nu ți-i minte să fie un drum de ăla rău? Păi așa, pe cum coborâm? Ia să vedem. Ok, fraților. Păi, avem și o hartă aparent. Dar unde sunt eu? Eu sunt... Acolo sunt eu. Ok, și știe cineva de unde se dă cu artificii, gen? De acolo. Asta înseamnă că am și o busolă. Cu busola mă uit în vest. Pe artificiile se dau undeva de aici. Din zona asta, în mijloc. Ok, cum pot să ajung acolo? Uite, îmi zice că trebuie să găsesc o frânghie NFSKKBOX 306. Trebuie să mă duc înapoi. Și găsim acolo ceva frânghie, aparent. Cred că mă duc bine și ajung acolo și... Da! Na bun, ce că aici este o frânghie. Și parola este 1, 2, 3, 4, mi-o zis. 1, 2, aici 4 și aici 3. Ia să vedem, se deschide? Ha? Bine, mă, aia zic. Na bun, avem acum frânghie. Hai să luăm frânghia. Ok, e foarte bună. O să ne ajute să coborâm acolo. Și avem și ciocolată. Pă, frate, poți să mănânc ciocolata asta? Ia, ce scrie pe ea? Ce scrie? Ciocolată cu alune și cireșe. Ok. Bă, ia înapoi. Cum îl mănânc? Ia, mănâncă-l. Bagă în tine. L-am mâncat, dar bun. Acum ne ducem rapid înapoi pentru că vom putea coborâ cu frânghia. Să-i oprim pe aia nesimțiți de dau pe acolo cu artificii. Doamne, ferce nesimțiți. Bă, cine dă acolo cu artificii? Alo, doamne, fere așa ceva.
Hai să punem aici frânghia. Așa. Uhuu! Și acum putem coborâ. O să fie totuși periculos, deci trebuie să avem grijă. Încet, încet, încet. Așa, vei să nu alunecăm. Ține-te bine. Frânghie, de ce se face întuneric? Nu-mi place. Hai de capul. Wow! Au, spatele! Mamă! Sunt bine oare? Henry, că așa cheamă pe caracterul nostru. Henry, ești bine? Ia să vedem. Și cum mai urcăm? Hopa, așa este o problemă. Cum mai urcăm? Haide, capul nostru de unde am picat. Vai, 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 vai. Doar uitați-vă. Ok. Păi, vezi că am picat. Hai să zicem. Hey. Hey. Zice, ce este greșit cu mine? Am cam picat un pic și mi-am rupt niște oase, dar în rest sunt bine, nu-ți face griji de mine. Ok. O, zice că trebuie să fac pipi într-o pungă toată viața pentru că mi-am rupt oasele. Nu fac pipi nicio pungă. Uite, ce e aici? Cred că de aici s-au dat cu artificii. O plecat, bă, că deja s-a făcut seară. Doamne, ce oameni. Ce au făcut aici? Ia, stați să vedem, să investigăm. Ok, au consumat alcool, bere de asta. Doamne feri. Doamne, ăștia au venit să bea aici în pădure, dar ce să știamă nebuni? Ok, hai să aruncăm ăsta aici. Ok, uite artificiile. Haide capul meu, hai să le confiscăm. Așa, le-am confiscat. Mai multe câini de bere. Ok, ok. La foc cu ei. Uite acolo două rucsacuri. Ia să vedem ce sunt rucsacele astea. Stai să zicem că o lăsat niște chestii aici. I-am făcut idioți. Ha! Na bun. Să vedem, hai să luăm. Ia bă. A, nu mă lasă să iau. A, doar ok, nu pot să le fur chestiile, dar într-un fel are sens, adică nu o să furăm. Hai să vedem dacă pot cumva să opresc focul, pentru că nu vrem să iei foc pădurea. Așa. Doamne, fraților, dacă faceți foc în pădure, grătar sau ceva, mereu stingeți-l, pentru că se pot întâmpla accidente foarte mari. Am stins focul? Sper că l-am stins. Au ceva melodie, auziți și voi? Aoleu, ăștia au lăsat și melodie pe undeva. Stai un pic, sunt aici ceva haine. Ok, hai să zicem de haine. Și au ceva melodie încoace, auziți și voi? Oh, oh. Mă, ce am găsit aici? What? Ok, ce am găsit, frate? Ce se întâmplă aici? Ăștia sunt îmbrăcați, ce-i cu ei? Haine, ok, ok, ok. Ce petrecere se întâmplă aici? Alo, alo, nu pot să mă duc pe aici. Băi, am venit să vă stric petrecerea. Nu dați cu artificii pe aici. Haine. Ok. Băi, ce aici? What? Fraților, ce se întâmplă? M-am găsit persoanele alea și ascultă muzică de aici. Ok. Le zicem la asta că i-am găsit. Și, ha, sunt dezbrăcați. Doamne, și beți, așa ceva. Gata, se oprește petrecerea. Ia, zice să-l lași jos ăsta. Zice că a fost scump. Zice, lasă-ne în pace. Zice că sunt un ciudat. Eu sunt ciudat. Sau tu, adică voi, că dați cu artificii pe aici. Ne fac, zic ăștia că sunt ciudat. Ok, ok. Ce pot să fac? Pot să le zic ceva? Stai că le arunc ăsta de muzică în apă, stați așa. Ia, pac, l-am luat și în apă cu el. Hop! S-a terminat petrecerea. I-am zis că tot este în regulă. What, unde au dispărut? Mă, ce se întâmplă aici? Ok, 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 ok. S-au întâmplat niște chestii dubioase. Acum ce? Find the way back to the 2-4. Ok, trebuie să mă duc înapoi. Haideți să vedem cum ne ducem înapoi, pentru că nu mai pot pe acolo, deoarece am picat de sus. Uite, pe aici, pe jos trebuie să mă duc cumva. Hai că este un drum. Haideți să mergem. Mă, ce-am mai găsit aici, frate? Haide capul meu. Vai, 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 vai. Cum să te dezbraci și să le arunci aici în pădure? Bă, o nebunii lumea la cap, așa ceva. Ha! Prea tare, mă. Na bă, cineva s-o distrat pe aici. Ok, ok, ok. Și erau și fete, gen, erau și fete. Bă, trebuie să ne ducem înapoi pentru că se întunecă. Haideți să începem fuga. Lăsăm hainele astea aici. Berea o lăsăm. Bun, hai să ne uităm iarăși pe hartă cum să mă duc. Ok, dacă urmăresc drumul, ar trebui să pot să ajung cumva acolo, dar... Bă, merem în față.
Doamne ajută! Și fiți atenți! Undeva om ajunge, nu? Om trece și om vedea. La drum! Deci noi am picat de acolo și mai este un drum încoace sau... Stați așa să mă uit pe hartă. Harta ce îmi zice? Harta îmi zice să mă duc încoace. Frânghie nu mai am. Sau? Nu mai am frânghie. Da, nu cred că trebuie să cobor jos. Trebuie să găsesc o metodă de a urca cumva înapoi sus. Întrebarea mea este... Cum o să fac eu asta? Nu este nimica de a urca aici înapoi sus. Hopa! Asta e problemă mare. Altă metodă de a urca, oare nu pot să găsesc pe aici? Uite, poate pe aici. Hop! Ia că am găsit ceva, am găsit ceva. Hop așa! Unde am ajuns aici? Mamă, ce fain este soarele. Am coborât pe aici, ok. Uite că am găsit eu. What? Uite, animăluț! Racun! Hei! Animăluțule! Oh, nu, unde te-ai dus? Te-am speriat. Doamne, ce drăguț era, ați văzut? Ok, pot să mă duc pe aici? Nu pot pe aici. Pe aici oare? Vai de capul meu la ce mă uit acum. Am crezut că pot să fac ceva cu el. Dar aparent doar l-am luat în mână. Ok, ok, nu mă întrebați, da? Eu doar explorez pe aici ce mă lasă jocul să iau în mână. Da, hai să nu ne mai luăm și pe alea. Ok, am mai găsit un drum care ne duce cică acolo. Am auzit ceva? Hei! What? Aud rațe? Cred că sunt rațe ceva pe aici. Ok, nu văd rațele, dar am auzit rațe, jur. Bun, ne ducem pe aici înapoi. Pentru că aparent am găsit pe aici un drum unde nu trebuie să urcăm acolo sus. Și trebuie cumva să ajungem înapoi la turnul acela ca să dormim. Sau nu știu dacă dormim, că totuși am dormit vreo 18 ore, 14 ore. Câte o zis că am dormit? 14. Bun. Trebuie să mă duc tot drept. Na bun. Hai să vedem. Merem tot în față. Niște bușteni ciudați pe aici. Sper să nu pice careva cu mine, că ar fi groaznic rău de tort. Așa. Mă urc aici sus. Frate, din pădure am ajuns în canioane. What? Uitați-vă doar cum arată zona asta. Hop, așa, cred că am obosit un pic. Wow, 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 wow. Zici că e canioane de alea, mă, cum vezi în televizor. Că în viața reală eu încă n-am văzut. Nu știu dacă ați fost voi în excursie. Nici nu știu unde vezi de astea în America. Habar am de unde sunt chestii de genul. În fine, arată fain. What, ce-mi zice asta? Zice, am ceva să-ți spun. Ce vrei să-mi zici? What? Ne zice că aseară cât timp a vorbit cu noi, au băut niște pahare și au durut-o capul și poate ne-a zis ceva chestii nasoale și să nu ne supărăm dacă ne-a jignit. Și am zis că totul este în regulă. Ok. Ok. Deci tipa asta practic este șefa noastră. Și da, ea ne pune aici să facem chestii trestii. Păi da, unde sunt, frate? Sigur nu mă pierd pe aici. Oh, no. Păi asta mai lipsea, să ploaie. Mamă, mie mi-ar fi frică să umblu pe aici singur. Poate pică ceva bolovan de ăsta pe mine. M-am dus, nu mă găsește nimeni niciodată. Efectiv, ce dacă bolovanul ăsta pică pe mine? M-am dus, nu mă mai găsești niciodată, la revedere. Bun, trebuie să ajungem rapid pentru că vine o furtună. Oh, no, vine furtuna. Ia, ia, fix de furtuna aveam nevoie. Efectiv, fix de furtună, bucurie maximă. Ah, ok. Știi parola aici, femeie? Ok, care e parola aici? Pentru că nu știu. Ia, n-a funcționat, ok. Poate ne zice femeia la telefon, gen? Ah, nu putem vorbi cu ea. Ok, rămâne secret. Ha, atunci presupun că nu-l putem deschide. What? O peșteră? Ce este în peștera asta? Thunder Canyon. Zice, nu știu. Ce se află într-o peșteră? Pietre! Zice, să ne întru că e periculos. Ok. Zice că dacă vreau, intru, dacă nu, nu. Bă, hai că intru un pic așa să văd. Wow. Zice, să am mare grijă. Hai să o păcălim că suntem în pericol. Nu! A păcălit-o. Ha? Zice că e închis. Ok. S-a blocat jocul, se încarcă ceva, nu știu de ce. De obicei când se blochează jocurile, se încarcă. Ia, gate to cave 452. Deci aici este intrarea către peștera 452. I-am zis că e închis. Ok, avem nevoie de ceva chei.
Și pe aici pot să ies. Întrebarea mea este, pe unde ies? Hai să încercăm să urcăm. Merge? Hop! Băi, o-s maimuță! Tarzan! Ok, nu știu ce vorbește tipa asta. Haideți să mergem sus. Ne apropiem către casă, suntem pe drumul cel bun. Să știți, mamă! What? E cineva acolo? Hei! Cine e acolo? E un om ciudat aici, în pădure. I-am zis că e un om ciudat. Zice că se uita la tine? Făcea altceva? Stai că mă urc sus după el. Cine era ăla? V-am zis eu că jocul ăsta e cu mistere, cu alea alea. Ok, hai să urcăm sus. Zice că este ceva ce nu ți-am zis despre zona asta. What? Ne ia la mișto. Zice că suntem afară și poate să vină oricine. Da, e ok să vină oamenii în pădure la plimbare, să nu fie ciudați și criminali, gen. Acum ne urcăm înapoi sus. Practic urcăm tot muntele de unde am picat înainte, dar acum îl urcăm pe picioare. Ok, ok, ok. Se pare că domnul ăla a plecat. Deci a venit cineva, ne-a dat cu lanterna și s-a retras. Atâta tot. Nu știu cine este. Hop, am urcat mai sus. Ai de capul meu, vrei să zici că pot să urc acolo sus? Acolo sus? Pe ce dacă pic? Ia urcă. Haide. Bine, bă, hâț, jonule, hâț. Aia zic. Bun. Urcăm și mai sus. Vai de capul meu. V-am zis, eu sunt Tarzan. Hop. Să nu-mi dea careva un picior în gură acum și să pic, ar fi nasol. Ok. Zice că drumul este închis. Aia ne scrie aici pe chestia asta. Oh! Bă! Bine că am picat în față, nu spate. Era nasol rău de tot. Turnu! Bun. Fuga, rapid. Haideți că am ajuns. Și vine și o ploaie, ceea ce e destul de nasol. Ce se aude? De aici sună? Ok, se aude ceva dubios de aici. A, e generatorul. Așa este toaleta. What, minge de baseball? Uite că am aruncat-o acolo. Bun, hai să mergem înapoi sus în turn. Pentru că aici avem noi treabă. Să fim în siguranță, că mă simt în siguranță în turn. Aici afară nu prea-mi place. Oh! Ăsta nu era sus. What? Stai un pic, a umblat cineva la noi în apartament? Mă rog, nu știu dacă pot să zic apartament, la noi în turn? Stați un pic, mă duc acum sus să văd ce se întâmplă aici. Hei! Mi-au spart turnul! What? Nu! Bă, bagă-l înăuntru, vreau să-l arunc înăuntru. Nu vreau să-l arunc. Ok, au spart totul! What? Cine ar fi făcut ceva de genul? Pe bune, cine ar fi făcut ceva de genul? Trebuie să zicem, trebuie să zicem la telefon. Ai de capul meu. Uite, au spart totul. Au rămas cărțile astea, dă-le încolo de cărți. Uite, tot. Cineva ne-a spart turnul. Efectiv, au spart totul. Au aruncat chestii pe geam. Suntem foarte nervoși și vorbim urât. Dar avea țara, nu vorbim urât, că nu e frumos. Ok, ia. Poți să-i mai zic chestii? Ce s-a întâmplat aici? E gunoi totul. Și ce mă fac acum? Cum mai dorm aici? Poate a fost omul ăla cu lanterna. Cine mi-ar fi făcut ceva de genul? Tu, oameni feri. Zice, ok, o să zic la poliție. Ce putem face? Hai să întrebăm ce putem face. Să prind cine au făcut? Ok, zice că nu să prindem așa de ușor. Ai vreo idee cine ar face asta? Poate fetele alea pe care le-am enervat acolo la plajă? Ia. Fetele de la lac? Aoleo. Ok, ok, ok. A lăsat aici o geacă. Nu-i geaca? Geaca asta a fost aici înainte. Da, deci cineva e pe aici și-a făcut ceva urât. Ok, îi zic acum că nu mă simt în siguranță aici și că poate să fie nasol. Păi chiar că e nasol. Ziua 2, fraților! Ok, ok, ok. O să ne oprim aici cu primul episod. Vreau să știu dacă v-a plăcut joculețul. Dacă da, o să mai fac episoade. Dacă nu, o să rămână doar episodul acesta. Cu asta fiind zise, ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!